Hei, salutare, ți-ai luat creionul în mână? Hai repede, pentru că eu am început să desenez. După cum vezi, am făcut un fel de oval, o față mai ovală, am împărțit-o în trei și am început să desenez prima față. Acest clip este pentru cei care ați scris că vreți ceva mai complicat. Nu spun că e neapărat complicat, dar nu e la fel de ușor ca și desenul cu Lucio, pe care vă îndemn să intrați să-l vedeți pe canal. Dacă vreți să desenați ceva mai ușor, căutați pe canal clipul Cum să desenezi un om întreg, Lucio. Chiar am făcut și expresiile feței, dar la acest clip vrem să facem ceva ușor altfel. Și vom face patru fețe de fete. După cum ați văzut, primul este ușor o față mai ovală. Acum mergem la una care, ia uitați, are exact fața rotundă, iar ochii îi desenăm la fel, păstrăm linia, conturul feței. Repet, nu voi da foarte multe detalii, dar în schimb filmulețul are detalii suficiente pentru a vă arăta cum să puneți liniuțele. Am ales să fac un astfel de clip pe o tabletă grafică pentru că, ia uitați, exact liniile și ordinea și locul lor vă este mult mai ușor arătată în acest clip pas cu pas. Așadar, avem o a treia față de fată, altfel, mult mai ascuțită, cu o bărbie mai ascuțită, pe care vă îndemn să o repetați. Eu le-am desenat pe toate patru pe aceeași foaie, să zic, dar voi puteți să le desenați pe fiecare separat, cum vreți să exersați. Și avem și o față din semiprofil a unei tinere care ceva nu înțelege, cred că în discuția cu celelalte trei. Așadar, un desen pe care vă îndemn să-l faceți fiecare cu drag pentru a vă exersa aptitudinile. Ce mai vreau să fac eu? Vreau să aplic culoarea pe fiecare dintre aceste domnișoare. Și nu voi folosi multe culori, vedeți, este o culoare generală, iar îmi imaginez un loc de unde ar veni lumina, undeva din dreapta sus, cum vă uitați voi la această imagine. Așadar, tot din culoarea feței, culoare ușor mai închisă, fac umbrele, atât la față cât și la păr, în funcție de ce culoare are fiecare. Tot din schițe mă folosesc ca să fac și corpul. Probabil îmi imaginez o discuție undeva la servici, într-o perioadă de pandemie, și fiecare dintre ele cum cred că ar trebui să fie discuția sau să-și poarte masca. Ce ziceți? De fapt, de aceea și acest clip este ușor. Este ușor făcut mai rapid pentru că, dragilor, nu prea avem timp să stăm să ne uităm la clipuri lungi. Așadar, iată, le-am și colorat pe domnișoarele noastre. Ați fost pe Arpac by Titus și dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să dați like, share și subscribe. Iată, domnișoarele noastre sunt în pandemie, poartă și mască. Vă mulțumesc că ați urmărit acest clip și vă aștept pe oricare dintre filmulețele mele de pe acest canal. Pa, pa!